locuri, aduce un fir de carte printre spațiile mult mai generoase la această ediție decât la anii din urmă, mi se face semn că nu sunt auzită. Da? Un singur lucru n-am reușit să rezolvăm, spațiul e mai mare, standul e mai mare, doar timpii lansărilor n-avem cum să-i facem mai lungi, drept care din această jumătate de oră pe care o avem la dispoziție pentru Cătălin Dorian Florescu, n-am să fur decât câteva clipe, cât să vă spun două lucruri, unul de ordin tehnic, pe care vi-l spun ca gazdă dinspre editură, și anume că editura Humanitas e onorată să publice în limba română, să fie gazda de limbă română a celui de-al șaselea roman scris în limba germană de Cătălin Dorian Florescu. Avem o traducere splendidă, o reușită de excepție, din nou sub semnătura Marianei Bărbulescu, care este traducătoarea antitră în limba română a lui Cătălin Dorian Florescu. O carte care deja e în topul vânzărilor în Germania, apare și în România la cam 2 ani distanță. Și cel de-al doilea lucru cu care ies complet din zona tehnicului, mai mult decât un scriitor al cărui succes îl confirmă premiile faimoase pe care le-a luat, limbile în care e constant tradus, suta de mii de exemplare în care e vândut, mai mult decât un scriitor excepțional așadar, Cătălin Dorian Florescu e un vrăjitor. Citiți Bărbatul care aduce fericirea, romanul pe care îl lansăm astă seară la Bookfest, și dacă nu veți da dreptate, aveți voie să mă căutați și să-mi spuneți că v-am păcălit, că Cătălin Dorian Florescu nu e un vrăjitor. Și cereți banii înapoi. Și cereți banii înapoi, dar eu cred că știu să-mi cântăresc cuvintele și nu cred că des vin cu astfel de verdicte flamboiante. Alături de mine, Mirela Năguț, care e pe undeva vinovată de apariția lui Cătălin Dorian Florescu la Humanitas. A fost așa un mic complot în urmă cu un an și câteva luni. Deja un interviu am văzut chiar zilele acestea. Ieri, chiar ieri seară, l-am văzut azi noapte. Și la rândul ei cred că e dispusă să recunoască că există o vrajă în paginile pe care le scrie Cătălin Dorian Florescu.